Bună seara, domnilor și domnilor, frați creștini. Mă bucur foarte mult să fiu prezent aici alături de un bun prieten, Cătălin Vasile și echipa de la Prodocens, pe care am cunoscut-o în acea perioadă foarte tulbure și foarte importantă pentru România, perioada în care ne-am luptat cu toții pentru apărarea familiei și a valorilor creștine în societatea românească. Și atunci am avut bucuria să-l cunosc mai îndeaproape pe Cătălin și să păstrez o legătură strânsă cu El. Și ceea ce am remarcat în primul rând a fost acest spirit al mărturisirii, acest curaj și această dorință de a spune adevărul și de a spune lucrurilor pe nume. Și totodată am văzut o seninătate care venea evident dintr-o credință trăită adânc. Și cred că astăzi este o zi importantă pentru ceea ce înseamnă presa creștină din România și mass media creștină. Mă gândesc că ar trebui să încetăm să ne mai comportăm ca o minoritate timorată într-o societate care este construită pe baze creștine. Dacă ne uităm în toate statisticile și în toate documentele oficiale, mult peste 90%, deci o ultra majoritate a cetățenilor români se declară a fi creștini. Și de câțiva ani încoace, sub acest asediu necontenit al secularismului, sub acest asediu acestor ideologii care vor să calce în picioare tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă credință, ce înseamnă morală, ce înseamnă moștenire primită de la moșii și strămoșii noștri care l-au mărturisit pe Hristos, în toți acești ani, noi creștini, indiferent de cultul căruia aparținem, începem să ne simțim tot mai timorați și lăsăm centrul societății unor oameni care nu au nimic în comun cu valorile fundamentale pe baza cărora se întemeiază, însă, societatea modernă în care trăim, Uniunea Europeană, ai cărei membri suntem, nu mai spun România. Pentru că România este o societate creștină și așa trebuie să rămână. Auzind tot felul de minciuni cu statul laic, care s-ar opune bisericii și cu faptul că, de fapt, credința este o chestiune intimă. Nimic mai fals. Credința înseamnă mărturisire, credința înseamnă împărtășire și împărtășanie în același timp. Credința se afirmă și se asumă. Și cred că a venit timpul să o afirmăm și să o ne asumăm. Au fost uh, vremuri în uh, istoria Bisericii care au fost, uh, poate, vremuri ale ascezei, vremuri ale teologiei uh, teoretizante sau au fost. Uh, Vremuri în care Biserica se găsea într-o poziție socială total recunoscută de toate părțile și de toți actorii sociali. Dar astăzi, mai mult decât în ultimele secole, sunt niște timpuri ale mărturisirii, niște timpuri în care noi toți suntem chemați să nu fim lași, să nu ne ascundem și să nu fugim. Și e foarte important să nu fugim din acest spațiu public, să lăsăm la voia întâmplării să lăsăm celor care vor să distrugă familia, celor care vor să distrugă biserica, celor care cred că totul este în această lume strict redus la material și chiar la animalic, celor care vor să transforme viciu în virtute și celor care vor să facă din obscenitate reper public și în același timp să alunge creștinismul înapoi în catacombe. Acestor oameni trebuie să le spunem, pe aici nu se trece. România este un pământ creștin. România este binecuvântată de Hristos și este un pământ sfințit de picioarele sinților apostole Andrei și Filip care au călcat pe aceste locuri. Iar mărturisirea noastră de credință trebuie să fie urmată de fapte, trebuie să fie urmată de acțiune. Nu putem tolera ca în România, să se acrediteze tot felul de teorie aberante conform căreia biserica este undeva o marginalitate. Conform cărora creștinii trebuie să stea în banca lor și să se ascundă. Adică noi putem vedea în spațiu public orice fel de manifestare uh, indecentă, imorală, oricât ar fi ea de agresivă și chiar la limita legii, însă noi creștini trebuie să ne ascundem. Să spunem așa doar în uh, lăuntru caselor noastre că suntem creștini. Nu! Acest lucru este total nepermis. De aceea, mass media de acest tip joacă un rol fundamental și am mare încredere în Producens Media că va reuși să ducă acest mesaj creștin, pentru că acum sunt timpuri în care suntem chemați să fim uniți, toți, indiferent de cultul din care facem parte. Fie că suntem ortodoxi, fie că suntem catolici, fie că suntem baptiști, evangeliști, pentecostali sau aparținem altor culte creștine. Cu toții suntem chemați să mărturisim, cu toții suntem chemați la unitate. Avem aceeași moștenire lăsată de Isus Hristos și mărturisim aceeași aceea sfântă trăime, Tatăl Fiul și Sfântul Duh. Și nu putem, nu putem să fim lași, nu putem să lăsăm ca această Românie să se prăbușească și să se afunde în mizerie, să se afunde într-o dictatură a bolșevismului de tip nou și acestui totalitarism care vrea să distrugă credința din noi. Ca atare, consider că, în general, mass media creștină nu trebuie să fie una considerată de nișă sau izolată într-un spațiu marginal al mediului public, ci trebuie să fie una centrală, pentru că centrali în societatea românească sunt creștinii, iar nu anticreștinii și seculariștii, nu cei care încearcă să o trăvească libertatea să distrugă demnitatea umană prin ideologii care calcă în picioare învățătura lui Dumnezeu. În concluzie, sincer, cred că în aceste timpuri este nevoie de o luptă care să combată minciuna și cenzura. Avem de-a face cu o cenzură incredibilă în mass media și în spațiul public la adresa vocilor creștine, inclusiv a celor voci creștine care nu sunt foarte. Să spunem așa, incisive. Iată, vedem cum, pe nevăzute, sub o presiune ideologică foarte susținută, pe care am văzut-o și în anii trecuți, vocile creștine se caută a fi marginalizate. Aveam de-a face cu un fel de cenzură privatizată, o vedem pe rețelele de socializare. Avem de-a face cu o cenzură sublimată, o cenzură ascunsă pe multe televiziuni generaliste care omit să vorbească de faptele bune ale bisericii și permanent aruncă în spatele preoților toate lucrurile rele. Aproape că nu mai e tragedie în România unde să nu fie asociat un preot, că a trecut pe stradă înainte să se intre un drogat cu mașina în cineva. De exemplu, trebuie să aflăm că acolo, pe strada respectivă, a trecut un preot cu mașina. Așa s-a ajuns. Iar această minciună, această cenzură, și o vedeți dumneavoastră și pe mijloacele sociale care se țin de era digitală, o vedeți pe televiziune, o vedeți în ceea ce a mai rămas din presa scrisă, o vedeți chiar și în mediul radiodifuziunii. Radio Această cenzură trebuie combătută. E o cenzură imorală și o cenzură ilegală. Iar producenți media și toți ceilalți din presa creștină, toate posturile de televiziune, toate grupurile care susțin și apără valorile noastre strămoșești, Trebuie să-și asume această misiune de a combate cenzura și minciuna. Pentru că cenzura, minciuna și terorizarea populației sunt armele acestor ideologii totalitariste de tip nou, ascunse sub masca corectitudinii politice și a relativismului moral și social, care au ca țintă distrugerea identitară a lumii îndepărtarea omului de Dumnezeu, eliminarea bisericii din spațiu public și distrugerea familiei, după cum am văzut cu toții că se încearcă pe tot felul de căi. Cred că Dumnezeu trebuie să ne țină uniți pe toți, indiferent de opțiunile noastre, indiferent de unde suntem, indiferent în ce la ce biserică mergem sau cărui cult creștinei aparținem. Și avem nevoie de această unitate, să mărturisim valorile decalogului creștin. Să mărturisim ceea ce înseamnă credința noastră și să apărăm până la urmă firesc cu normalitatea și sănătatea morală a societății românești. Pentru că fără această sănătate morală nu vom avea nici creștere economică, nu vom avea nici bunăstare materială, nu vom avea nici liniște, nici echilibru în societate, nu vom reuși nici să scăpăm de cei care doresc să facă rele sau comit infracțiuni. Ca atare... Valorile creștine sunt esențiale și primordiale pentru societatea românească, acum și pururea, și în vecii vecilor a spune. Felicitări celor de la în Media, succes întregii echipe, felicitări din nou lui Cătălin Vasile și pentru toată munca pe care a depus-o în această perioadă. Felicitări tuturor creștinilor care apără aceste valori în România, indiferent unde se găsesc ei și indiferent cum se numesc ei. Dumnezeu să apere și să binecuvânteze România.